Bună seara, bun găsit la știrile Acces TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale ediției. Situație incredibilă într-o comună din Gorj. O școală din Albeni, care a costat 2 milioane de euro, a fost transformată în sală de nunți. Deși unitatea de învățământ a fost ridicată special pentru sinistrații din Câmpul Mare, elevii nu au acces în clădire. Cum s-a ajuns în această situație, vă spun imediat. Autoritățile iau măsuri pentru ca pesta porcină să nu se răspândească și la noi în județ. În acest sens, poliția, jandarmeria și Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj au instituit preventiv filtre de control la ieșirea din județul Gorj spre Petroșani, ce au descoperit oamenii legii aflați în câteva momente. A fost jefuită după ce a lăsat fereastra deschisă. O tânără de 22 de ani a rămas fără bani și o serie de bunuri după ce apartamentul în care locuia la rovinare a fost prădat de hoți. Detalii în jurnal. Situație incredibilă într-o comună din Gorj. O școală din Albeni, care a costat 2 milioane de euro, a fost transformată în sală de nunți. Deși unitatea de învățământ a fost ridicată special pentru sinistrații din Câmpul Mare, elevii nu au acces în clădire. În schimb, localnicii din comună se prind în horă de fiecare dată când în spațiul respectiv sunt organizate petreceri. Așa se va întâmpla și la sfârșitul acestei săptămâni, când în unitatea de învățământ are loc o nuntă. Poliția încearcă să afle cine organizează petrecerea și cu cine au negociat să-și facă nunta acolo. Polițiștii fac verificări la Albeni după ce au aflat că școala modernă de la Câmpul Mare ar putea fi transformată în local de nunți. Deja prima petrecere ar putea avea loc la sfârșitul acestei săptămâni. Anchetatorii au mers la fața locului și așteaptă primarul să vină cu explicații. Unitatea de învățământ din Câmpul Mare, unde s-au investit aproape 2 milioane de lei, nu servește decât pe post de gazdă pentru muncitorii de la serviciul de apă. Contactat de reporterii Acces TV, primarul Ionuț Stan a fost de negăsit. Nici cu anchetatorii chemați la fața locului nu a vrut să se întâlnească. După ce a aflat de planurile edilului, Vasile Popescu, directorul școlii, a făcut plângere la poliție. Am dus, am verificat, am văzut câteva bațuri cu sticle, pungi cu material pentru grătar, cărbuni. Asta a fost pe exteriorul școlii. Nu posedăm cheie de la această unitate de învățământ. Eu am revenit pe postul de director din decembrie 2017. Am înțeles că au fost cazate și persoane înainte de această dată, muncitorii de la o firmă care au introdus rețeaua de apă în școală, în comună. Și a mai fost, am înțeles acum de la localnici în urma discuțiilor, că ar mai fi fost nunți în această locație, organizate nunți în această școală și în curtea ei. Altceva este în cercetare, vedem la cine este cheia de la unitatea de învățământ. Dar de cât timp nu mai funcționează școala? Sau nu a funcționat niciodată? Nu a funcționat niciodată. Noi am avut o grijă, am făcut și curățenie, tot am stat director, veneau oamenii de la 460 împreună cu domnul viceprimar, cu domnul primar, mai curățam și împrejurimile și în interior, au fost numeroase televiziuni, au filmat, acum am văzut că arată într-o situație deplorabilă, dacă intră persoane străine și nu au grijă, nu știu, n-am avut acces acolo în interior, am fost și cu domnii polițiști ieri, s-a refuzat de către autoritatea locală să le pună la dispoziție cheia, să vină acolo să clarificăm situația. Directorul școlii susține că unitatea de învățământ din Câmpul Mare, în ciuda faptului că nu a funcționat niciodată, produce cheltuieli mari în fiecare lună și acest aspect va fi anchetat de polițiști. Între timp, mirii care au chemat tot satul la nunta ce va urma să aibă loc la școală trebuie să caute o altă locație în cazul în care polițiștii nu le vor mai permite accesul acolo. La data de 19 septembrie anul curent, poliția orașului Târgu Cărbunești a fost sesizată de un bărbat de 42 de ani din comuna Albeni cu privire la faptul că primarul comunei a închiriat incinta unei instituții de învățământ fără aprobarea Consiliului Local și fără a anunța Consiliul de Administrație al școlii. Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Cărbunești în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu și violarea sediului profesional. Polițiștii au chemat pe miri la audieri. Vor să afle de la aceștia cine a avut ideea organizării nunții în școală și cum au primit acces în clădire. Școala din Câmpul Mare stă cu lacătul pe ușă de 9 ani. De când a fost construită pentru sinistrații din zonă, unitatea de învățământ nu a funcționat niciodată. Asta în condițiile în care copiii din comună încă învață în școli vechi și merg la toaletă în curte.
Carnea la control, autoritățile din Gorj iau măsuri pentru ca pesta porcină să nu se răspândească și la noi în județ. În acest sens, poliția, jandarmeria și Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor au instituit preventiv filtre de control la ieșirea din județul Gorj spre Petroșani. Oamenii legii verifică autoturismele care tranzitează zona pentru ca nu cumva acestea să transporte animale sau carne de porc infestată. Controle similare au fost și la Țânțăreni. În 13 județe din țară au fost ucis peste 300.000 de porci afectați de boală. Mai multe mașini au fost trase pe dreapta de agenții ai Poliției Rutiere Gorj pentru a le verifica împreună cu medicii veterinari dacă transportă sau nu produse alimentare ce pot conține carne de porc provenită din zonele afectate de pesta porcină africană. Deși Gorjul a fost ferit până acum de aceste probleme, autoritățile vor să se asigure că țin virusul la distanță, deocamdată nefiind găsite nereguli. Acțiunea de control a avut loc la Țânțăreni încă de la primele ore ale dimineții, șoferii fiind opriți din drumul lor pentru câteva minute, mai ales dacă se aflau la volanul vreunei mașini care transporta mărfuri. Având în vedere restricțiile impuse la nivel național cu privire la transportul animalelor vii și a produselor din carne, la nivelul județului Gorj sunt organizate periodic controle în trafic cu echipe formate din reprezentanți DSV Gorj și IPJ Gorj asupra mijloacelor auto care transportă animale vii sau produse din carne, în vederea prevenirii răspândirii virusului pestei porcine. Șoferii care veneau din Dol și Mehedinți au fost cei opriți cu câteva zile în urmă la Drobeta Turnu Severin, fiind depistat tot în trafic un șofer care adusese zeci de porci luați din Bihor, dintr-o zonă afectată de pestă în mod grav, acolo fiind cod roșu. Boala nu a ajuns însă în Oltenia deocamdată, iar șeful DSV Gorj, Nicolae Călescu, spune că autoritățile vor face tot ce depinde de ele pentru a ține pesta cât mai departe de această zonă. Și astăzi, de fapt ca și ziua de ieri, împreună cu poliția și jandarmerie, am făcut o acțiune în comun la ieșirea din județul Gorj spre Hunedoara, respectiv la Vumbejiu. Am oprit de azi dimineață de la ora 7:30 toate mijloacele de transport și transport carne și produse din carne și animale vii. Din fericire, mijloacele de transport pentru animale vii nu am depistat decât un singur mijloc de se transporta niște pui de la Târgu Jiu la Petroșani. Proprietarul mașinii nu a putut să ne prezinte, nu a avut documentele sanitar-veterinare ce însoțea cu cei aproximativ 100 de pui și a fost sancționat cu 1.500 de lei. La restul mijloacelor de transport nu s-au descoperit nereguli. Va continua această acțiune și în zilele următoare? Da, această acțiune va continua și în zilele următoare și săptămâna viitoare. Pesta porcină africană a fost confirmată în 227 de localități din 13 județe, cu un număr de 927 de focare și 62 de cazuri la Mistreți, anunța miercuri Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. În total au fost eliminați 311.869 de porci afectați de boală. A fost jefuită după ce a lăsat fereastra deschisă. O tânără de 22 de ani a rămas fără bani și o parte din bunuri după ce apartamentul în care locuia la Rovinare a fost prădat de hoți. Polițiștii au identificat un tânăr de 29 de ani din același oraș, asupra căruia au fost identificate o parte din bunurile sustrase. Potrivit IPJ Gorj, tânărul a pătruns în apartamentul situat la parterul blocului pe o fereastră lăsată deschisă, iar din interior a sustras mai multe bunuri, un laptop și suma de 500 de lei. Cercetările continuă pentru probarea întregii activități infracționale a tânărului. La data de 19 septembrie anul curent, poliția orașului Rovinari a fost sesizată de o tânără de 22 de ani din localitate cu privire la faptul că persoane necunoscute au pătruns în apartamentul acesteia din orașul Rovinari, unde au sustras mai multe bunuri și o sumă de bani. În urma cercetărilor efectuate de polițiști, a fost identificat un tânăr de 29 de ani în orașul Rovinari, asupra căruia au fost identificate o parte din bunurile sustrase. În fapt, s-a stabilit că tânărul a pătruns în apartamentul situat la parterul blocului pe o fereastră lăsată deschisă, iar din interior a sustras mai multe bunuri, un laptop și suma de 500 de lei. În cauză s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Vești bune pentru familiile celor doi mineri de la Complexul Energetic Oltenia care au suferit arsuri grave în urma unui accident de muncă. Aceștia au primit îngrijiri medicale la o clinică din Belgia, iar ieri s-au întors acasă. Cei doi ortaci au ajuns la un spital din Belgia cu arsuri pe 40% și 60% din suprafața corpului. Minerii au sosit în țară cu aeronavă specială.
Cei doi mineri de la complexul energetic Oltenia care au suferit arsuri în urma unui accident de muncă și care au primit îngrijiri la o clinică din Belgia s-au întors miercuri acasă. Cei doi ortaci au fost răniți în urma unui accident de muncă și au ajuns la un spital din Belgia cu arsuri pe 40% și 60% din suprafața corpului. Minerii au sosit în țară cu o aeronavă specială. Toți cei care s-au implicat în transferul lor din București în Belgia, ceea ce a însemnat cel mai probabil și salvarea lor, trebuie să știe că misiunea a fost îndeplinită și le mulțumesc. Eu le doresc celor doi mineri, în primul rând, multă sănătate. În al doilea rând, angajaților CEO le spun că nimic nu este mai important ca viața lor și că trebuie să se facă auziți pentru ca accidente de muncă, soldate cu răni grave sau deces să nu se mai întâmple, afirmă deputatul de Gordan Vâlceanu, unde cei care s-au implicat în transferul răniților la o clinică din Belgia. Cei doi mineri angajați la cariera Pinoasa au fost răniți în urma unui scurt circuit la un panou electric. După incident, atât șefii complexului energetic Oltenia, cât și reprezentanții Ministerului Energiei au dat vina pe electricieni pentru incidentul care era să-i coste viața. Condițiile de muncă din CEO sunt unele deficitare, angajații au tras numeroase semnale de alarmă cu privire la faptul că nu există echipamente de protecție și sunt nevoiți să lucreze cu improvizații. Compania a fost vizată de o anchetă a poliției după ce angajații carierei Lupoaia au sunat la 112 după ce au fost obligați de șef să mute un cablu de alimentare a unui excavator ce ar fi fost sub tensiune. Un alt miner și-a pierdut viața la cariera Peșteana Nord după ce a fost prins de banda de transport cărbune. Prețul locuințelor a explodat la Târgu Jiu. O garsonieră în zona centrală a municipiului a ajuns să coste 41.000 de euro. Proprietarii agențiilor imobiliare ar trebui să-și frece palmele de bucurie, având în vedere că pot încasa comisioane mai mari. Nu este însă așa, pentru că foarte puține persoane reușesc să-și achiziționeze în prezent un apartament sau o garsonieră. Achiziția unei case, măcar lângă Târgu Jiu, rămâne în continuare un vis greu de realizat. Este vorba de prețuri care le depășesc în unele cazuri pe cele din orașe mari sau rivalizează cu cele din capitală. Reprezentanții agențiilor imobiliare din Târgu Jiu spun că în oraș este o cerere ridicată de locuințe, pentru că oferta nu este bogată și nu se construiește în ritmul în care se ridică blocuri în alte zone din țară. În plus, nu există nici prea multe terenuri disponibile pentru înființarea de noi cartiere. Singurul care poate face față din acest punct de vedere este Narciselor, însă acesta e deținut de municipalitate, iar aici se ridică numai locuințe tip ANL. Ritmul este de 2 blocuri pe an. În continuare, la primăria Târgu Jiu sunt peste 2000 de cereri de locuințe. Dacă o garsonieră de 30 de metri pătrați costă peste 41.000 de euro. În centrul orașului, prețul apartamentelor de 2 sau 3 camere depășește în zona centrală, semicentrală și chiar în partea de sud a orașului, la mall, peste 50.000 de euro. În funcție de finisaje și dotări, sunt apartamente care sunt scoase la vânzare cu 60.000, 70.000, 80.000 și chiar 90.000 de euro. O casă cu 13 camere pe strada Tudor Vladimirescu este scoasă la vânzare de proprietari pentru suma de 295.000 de euro. Potrivit specialiștilor, față de anul trecut, prețurile sunt mai mari și cu 10.000 de euro. Mulți așteaptă ca piața să se stabilizeze și evită să își cumpere acum o locuință. Un apartament de 2 camere nou, în suprafață de 50 de metri pătrați, se vinde la Târgu Jiu cu peste 52.000 de euro. Liceul de Arte Constantin Brăiloiu din Târgu Jiu este împânzit de gunoaie. Mai mulți localnici au sesizat faptul că lângă curtea unității de învățământ zac de câteva zile tot felul de deșeuri. Acestea sunt un real pericol pentru copii, dar și pentru adulți. Mirosul este de asemenea insuportabil. Nu este însă singura zonă din municipiu unde sunt aruncate gunoaie la întâmplare. Zone unde sunt depozite necontrolate de deșeuri sunt în cartierul Narciselor, în Pandurașul, dar și pe strada Aurel Vlaicu. Locuitorii din mai multe zone ale municipiului Târgu Jiu reclamă prezența depozitelor de gunoi neconforme. Fie că este aruncat lângă europubele, fie direct pe câmpuri sau prin cartiere, gunoiul îi deranjează pe localnici. Aceștia așteaptă zile în șir intervenția firmei de salubritate sau a poliției locale. Oamenii legii pot să aplice sancțiuni acolo unde sunt identificați factorii responsabili. Zone unde sunt depozite necontrolate de deșeuri sunt în cartierul Narciselor, în Pandurașul, pe strada Aurel Vlaicu, în zona fostei fabrici de încărcare Butelii. De asemenea, ultimul semnal de alarmă tras de populație viza deșeuri abandonate chiar lângă o unitate de învățământ. Este vorba de Liceul de Muzică și Arte Plastice Constantin Brăiloiu din Târgu Jiu. Elevii trec pe lângă deșeuri și acestea sunt un real pericol pentru copii, dar și pentru adulți. Mirosul este de asemenea insuportabil. Reprezentanții firmei de salubritate din municipiu au anunțat că prioritate o are ridicarea gunoiului de la punctele special amenajate, după care se intervine la depozitele necontrolate, în măsura în care există sesizări și se poate face acest lucru.
Se depun cereri pentru tichetele sociale de grădiniță. Părinții care au copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani împliniți înscriși la grădiniță pot depune solicitări în acest sens. Este vorba de familiile cu posibilități materiale reduse, al căror venit lunar pe membru de familie nu depășește 284 de lei. La Târgu Jiu, cererile pot fi depuse la sediul Direcției pentru Protecție Socială, iar în județ la primăria din localitatea de domiciliu. Pentru fiecare copil se vor acorda tichete sociale în valoare de 50 de lei pe lună, ce vor putea fi folosite de părinți pentru a cumpăra celor mici mâncare, haine și rechizite. O condiție obligatorie pentru acordarea acestor tichete este frecvența regulată la grădiniță. Cererea de solicitare a stimulentului va putea fi depusă oricând pe tot parcursul anului școlar. De acest stimulent educațional beneficiază copiii din familiile defavorizate, formate din soț, soție și copii aflați în întreținerea acestora care locuiesc împreună. Totodată, aceleași beneficii pot fi acordate și copiilor aflați în întreținerea unei persoane singure, prin care se înțelege persoana aflată în una dintre următoarele situații, cum ar fi necăsătorită, văduvă, divorțată, dacă soțul sau soția este declarat dispărut sau dispărută, dacă este arestat preventiv sau pe o perioadă mai lungă, dacă nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prezentate mai sus, dacă a fost numit tutore sau i s-a încredințat ori i s-a dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una dintre situațiile amintite anterior. Până în acest moment au fost distribuite 720 de astfel de tichete, iar valoarea unui tichet este de 50 de lei. Perioada pentru depunerea cererilor de obținerea acestor tichete este pe tot parcursul anului. Verificarea prezenței se va realiza inopinat de către conducătorul unității de învățământ și asistentul social sau de către personalul desemnat din cadrul primăriei, tot o dată pe lună. În cazul absențelor determinate de situații excepționale, cadrul didactic va analiza situația și va face propuneri justificate conducătorului unității de învățământ privind aprobarea acestora, pe care conducătorul le va comunica ulterior primarului. Anul trecut, peste 700 de preșcolari au beneficiat de tichete sociale. Știrile au ajuns la final. Sunt Mirela Drăgan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Acces TV. În doar câteva minute, colegul meu, jurnalistul Leonard Filip, vă așteaptă la punctul pe i.